Hristos a înviat, vă salută Tatiana. Am decis să fac un tutorial cu flori mărturie pentru botez, flori realizate din panglică de mătase. Această săptămână am avut o comandă pentru acest tip de floare pentru mărturie, pentru botez, așa cum vă spuneam. Eu le-am lucrat pentru persoana respectivă pe culoarea roșu, apoi dumnea ei și le-a aplicat singură pe săculeți. De aceea, fiind ocupat câteva nopți cu aceste mărturii, am decis totuși să fac un tutorial și pentru dumneavoastră, însă de data aceasta voi folosi culoarea albastră și culoarea albă. Așa cum ați văzut, v-am prezentat ceea ce am lucrat pe culoare roșu. Panglica de mătase, atât cea albă cât și aceasta albastră, au o lățime de 2 cm și jumătate. Apoi vom avea nevoie de o brichetă, vom avea nevoie de foarfece, vom avea nevoie de săculeții pe care îi găsiți în comerț, în magazinele de specialitate, în mercerii, sau dacă nu, pe acele site-uri, pe YouTube, pe Facebook, sunt anumite site-uri care vând astfel de produse. Vom avea nevoie de una cu ață și apoi vom avea nevoie de ringlă pentru a măsura. Voi începe deja lucrarea. Prinde cele două. Nu este greu de executat, este foarte ușor și cred că aceasta va fi o mărturie de botez foarte, foarte ușor de realizat de către oricine. Voi îndrepta aici și acest colțișor. Mi-a rămas exact cum am lucrat înainte. În acest moment eu voi pune suprapuse cele două panglicuțe. Le voi sigila un pic cu bricheta, în felul acesta, după care vom face primul pas. Primul pas va fi să formăm mijlocul florii. Deci am sigilat materialul în felul acesta. Vom îndoi. Vom forma acest mic triunghi, după care, încet, încet, cu atenție, vom răsuci în felul acesta pentru a forma mijlocul florii și vom merge așa pentru în funcție de cum considerați dumneavoastră, nu este o anumită dimensiune pe care o puteți folosi. Deci cam în modul în care considerați că veți reuși să creați mijlocul. Am ajuns aici, în acest moment. Eu voi opri materialul, voi coase un pic voi ajuta în felul acesta pentru că fiind foarte gros este mai greu de pătruns cu acul. În felul acesta noi oprim materialul, partea din mijloc, care trebuie să rămână stabilă, iar apoi vom continua lucrarea. Însă, înainte de a continua lucrarea, va trebui să măsurăm necesarul.
și vom avea nevoie de 44 de centimetri de panglică. Eu voi măsura mai întâi 22 de centimetri. Deci aici. Eu sper să se vadă, am ridicat camera mai sus, însă în același timp vă și spun necesarul 22 și încă o dată 22 de centimetri. Odată ajuns și aici, voi pune în două materialul și îl voi tăia, pentru că astfel vom avea o manualitate mult mai ușoară. Va fi mult mai ușor să realizăm floricica. Începând din acest moment, vom începe să ne jucăm. Și în ce fel ne jucăm? În felul acesta. Vom petrece partea de deasupra în felul acesta. Vedeți? Aceasta este mișcarea. Iar apoi, cu acul, vom opri aici. Vom face o cusătură foarte, foarte micuță. Deci foarte puțin vom prinde. Am lăsat firul mai lung anume pentru a avea destul, după care mă întorc cu partea următoare. Vedeți? În felul acesta. Și din nou voi opri materialul cu o cusătură foarte micuță. Nu este nevoie să coasem foarte mult. Este foarte simplu de realizat. Nici eu nu m-am gândit că se poate realiza atât de ușor. La început mi-a părut ceva un pic cam greu, însă nu necesită nici mult timp. În câteva ore faceți, dacă aveți spor, faceți câteva 10 de astfel de flori. Eu le-am lucrat noaptea pentru că ziua este ocupată cu treburile, cu serviciul și am decis să fac acest tutorial, să-l urc sus duminică. Deci nu vom trage prea mult firul, trebuie să fim atente. Și vom continua în felul acesta. Nu este nimic ieșit din comun, însă rezultatul final apoi va fi cel care ați văzut dumneavoastră. Mie mi-au plăcut foarte mult, de aceea am decis să împărtășesc și cu dumneavoastră acest model de mărturie, mai ales că acestea ne sunt necesare. O astfel de mărturie, așa cum vedeți, poate fi realizată pe și pe roșu, dacă este o fetiță, roșu, roz, îmbinat cu alb, bineînțeles, sau chiar o unică culoare, însă unică culoare nu cred că ar avea același efect. Și pe culoarea albă puteți realiza pe astfel de mărturii pentru nunți chiar. Ar fi o idee foarte interesantă. Nu este nimic imposibil. Putem să adaptăm în funcție de situație și în funcție de necesitățile noastre. Și încet, 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 ajungem și la capăt. Eu sunt deja obosită pentru că
așa cum vă spuneam, am pierdut câteva nopți. Doamna avea urgență și înaintea Paștelui nostru am făcut și flori croșetate pentru un botez, pentru un băiețel. Voi face și pentru dumneavoastră acea mărturie, o floare foarte frumoasă, ieșită în relief pe mai multe rânduri, pe care a trebuit să o adaptez eu. Încet, încet ne apropiem de sfârșitul lucrării. Nu este mult. De aceea vă spuneam că în scurt timp puteți realiza foarte multe astfel de floricele. Prima vi se va părea mai greu de realizat, apoi încet, încet mâna se obișnuiește și nu veți avea probleme. Eu lucrez încet acum pentru a vă arăta modul în care se realizează. Iar acum vom face ultima parte, ultima cusătură. Aici vom veni cu firul până la capăt. Trebuie să fim atente să nu încălcim ața, pentru că apoi va fi mult mai greu. Și în același timp să fim atente să avem firul necesar, deci lungimea necesară pentru a nu trebui ca apoi să facem nod pe parcursul lucrării. Vedeți, durează foarte puțin pentru a realiza această floare. Acum cu bricheta, din nou voi sigila materialul. Facem felul acesta. Să nu ardă cealaltă parte de panglică. Vedeți, este nevoie doar de un pic de îndemânare și de un pic de calm. Iar acum vom monta floarea propriu-zisă. Aici am lăsat acest fir pentru că vom avea nevoie. Și încet, încet vom pune de jur împrejur. Vedeți, vom roti în felul acesta. Aici, dedesubt, trebuie să avem întotdeauna același nivel. Deci nu trebuie să mergem mai sus sau mai jos cu materialul. Trebuie să păstrăm, vedeți, aceeași înălțime. Și încet, încet, uitați-vă că
floricica noastră prinde formă. Vom fi atente să ținem aici dedesubt bine. Dacă doriți să o faceți mai mare, puteți folosi mai multă panglică, însă eu cred că pentru mărimea săcușorului, unde mărimea punguței, unde vom pune apoi bombonelele, este suficient. Am ajuns la capăt. Uitați-vă ce frumos s-a format. Odată ajunse aici, vom opri din nou. Vedeți cum am întors? Și din nou cu acul voi opri întreaga lucrare. Voi face câteva cusături. În felul acesta îi voi da stabilitate. Aceasta este floricica noastră, mărturie pentru botez. Eu cred că este foarte ușor și foarte simplu. Însă, ce vreau să precizez, dacă doriți, se pot face și frunzulițe, însă ar fi, cred că, foarte, foarte prea mare, mă gândesc. Simplu, eficient, în câteva minute ați realizat această frumoasă mărturie de botez din panglică de seta. Sper să îmbrățișați cu drag această idee. Voi sigila aici. Voi opri materialul. Voi scurta firul. Vom scurta și de aici această codiță. Voi sigila din nou. Și floricica noastră, mărturie de botez, este gata. Nu rămâne decât să fie aplicată pe săculeț. Se poate lipi cu lipici. Dacă nu o puteți scoase chiar cu capătul de fir, și aceasta este ceea ce am dorit să vă prezint astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Sunt Tatiana, așa cum știți. Vă salut din nou, vă doresc o zi frumoasă și spor la lucru dacă v-a plăcut această idee. La revedere!